Președinta femeilor liberale la nivelul municipiului Giurgiu, Daniela Neagu, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că acțiunea de plantare de arbori va avea loc în intervalul 15 martie-15 aprilie, cu ocazia celei de-a 108-a ediție a Lunii Pădurii în România. Acțiunea va fi sprijinită de Direcția Silvică a județului.